Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Ana Stamatescu, coordonatorul acestui program creat de Asociația TechSoup și o să mă tot auziți în cadrul webinarilor. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TechSoup, principalul program pe care îl derulăm și pe care majoritatea îl știți, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat în parteneriat cu TechSoup Global și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TechSoup, ONG-ul vostru are acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud de la Microsoft și Google. Peste 2100 de organizații sunt deja înscrise în program. Acesta este cel de-al doilea webinar din cadrul ediției a doua a Școlii Digitale, care va dura până în luna iulie. Anul trecut am pornit proiectul ONG Online cu sprijinul fondului ONG în România și a cuprins, pe foarte scurt, 11 webinarii online și 6 evenimente offline în toată țara. Pe site-ul ongonline.techsoup.ro găsiți toate webinariile și resursele din prima ediție. Anul acesta, în cadrul fiecărui webinar, veți primi și o temă. Această temă este opțională, dar recomandată pentru a vă completa experiența dumneavoastră de învățare. Participanții cu o prezență la minim 6 webinarii cu teme făcute vor primi la sfârșit și o diplomă specială. Pentru că anul trecut în toamnă v-am întrebat printr-un chestionar ce webinarii și traininguri despre tehnologie v-ar fi de folos, am aflat că foarte mulți dintre voi ați dori să știți cum să creați sau să refaceți website-ul organizației din care faceți parte. Așa că am invitat-o pe prietena noastră, Ioana Iordan, UX UI designer la Espresso, să facă o introducere în user experience, în modalități de a îmbunătăți interacțiunea unui utilizator cu un website, cu website-ul ONG-ului dumneavoastră. Mai multe despre ea și experiența ei o să povestească chiar ea în câteva momente. Înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar va fi înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după. După prezentarea Ioanei, care o să dureze în jur de 40 de minute, o să citesc întrebările voastre de pe chat, din dreapta ecranului, pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Ioana, când vrei, poți să Da, începi. aici. Mă auziți? Se vede? Totul e ok, poți să începi. Perfect. Bine. Mai puțin. Ok. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Mi se pare foarte fain ce face Asociația TechSoup, mai ales că ONG-urile vin din diferite domenii, de foarte multe ori non-tehnice și e important să ai o resursă de genul acesta. Și mă bucur să am ocazia să vorbesc despre procesul de UX, pentru că este un proces la fel, despre care nu se discută foarte mult și nu se cunoaște foarte mult în celelalte domenii, în afara celui IT. Și, în general, știu că un ONG are fonduri limitate când vine vorba de realizarea unui website sau a unui produs online. Și procesul de UX tocmai asta face, ajută pe cei care vor să creeze un website să fac asta din cât mai puține încercări și cu cât mai puține fonduri posibile, adică să o nimerești din prima cumva, pe cât posibil. Am încercat să introduc, procesul este foarte complex și are destul de mulți pași. Am încercat să selectez părțile care v-ar putea ajuta cel mai mult, să vedeți cum vă puteți voi implica cel mai bine în procesul ăsta, ce puteți voi concret face fără a angaja alți oameni să facă asta pentru dumneavoastră și cum puteți duce mai departe discuția cu designerul și developerul care se ocupa de site-ul dumneavoastră. Deci, vom trece printr-o scurtă introducere în user experience,
vom vedea care sunt elementele procesului, vom vorbi puțin despre design adaptabil, despre gradul de utilizare și apoi concluzii. Și am să încep cu o întrebare. Ce înțelegeți dumneavoastră prin rata de conversie? Este numărul utilizatorilor care intră pe website-ul nostru, numărul utilizatorilor care revin pe website-ul nostru sau numărul utilizatorilor care fac acțiunea pe care o dorim noi? Cred că puteți răspunde. Așteptăm câteva momente să voteze tot și toți și după aceea vom afișa rezultatele. Sigur. Nu contează dacă răspundeți greșit, pentru că vă voi da eu răspunsul oricum. Acestea sunt rezultatele finale. Da, doar că nu le văd. Ok. Vezi. Da. Văd că majoritatea dintre dumneavoastră ați introdus răspunsul corect. Vreau în primul rând să introduc termenul de utilizator. Deși pare ceva evident, un utilizator este persoana care are autoritatea sau posibilitatea de a folosi website-ul nostru, da? Sau o aplicație sau un serviciu pentru a obține un beneficiu sau pentru a rezolva o problemă. Adică este cineva care vine la noi cu un interes pe website-ul nostru, da? Iar conversie înseamnă că atunci când utilizatorul a venit pe website-ul nostru, noi să-l facem să facă ceea ce vrem noi. Adică dacă scopul website-ului nostru este să ca utilizatorii să doneze sau să se înscrie ca voluntari, dacă ei fac această acțiune, asta înseamnă că au fost convertiți. Ca de exemplu, rata de conversie este calculată dacă din 2000 de vizitatori ai site-ului 200 au făcut această acțiune, rata este de 10%. Și, în general, acesta este scopul nostru, da? Să îi facem pe utilizatori să facă acțiunea pe care o dorim. De ce avem, în general, nevoie de un website? Ca și ONG, trebuie să informăm despre cine suntem noi, da? Website-ul nostru este un fel de broșură. Trebuie să informăm despre o anumită problemă. Încercăm crearea unei comunități, vrem să atragem membri noi, vrem să atragem voluntari pentru cauzele noastre. Bineînțeles că încercăm să strângem fonduri, prin sponsorizări sau prin donații directe sau diferite acțiuni. Și, în ultimul rând, ne poate oferi o voce și o credibilitate în mediul online, ceea care se reflectă apoi și în mediul offline. Ca utilizator este simplu, după cum ziceam, utilizatorul vine pentru a găsi o informație pe care o caută sau pentru a îndeplini un task. Ăsta este scopul lui când accesează un website. Ce este User Experience Design? Acum intrăm în procesul de User Experience și ce înseamnă, reprezintă toate aspectele interacțiunii unui utilizator cu un produs, un serviciu sau o companie. Da? În cazul unui website, website-ul este doar interfața dintre noi și utilizatorul nostru. User Experience-ul ține de mult mai multe lucruri decât de interfața pe care o vede, ține de tot procesul din spate și cum s-a ajuns la această interfață. Și în primul rând, informația pe care o oferim sau serviciul sau orice ar fi, trebuie să ofere valoare. Valoarea vine din faptul că informația sau produsul este folositor, dezirabil, accesibil, credibil, da? Au încredere în informația pe care o oferim. Este ușor de localizat, nu trebuie să o caute foarte mult și este ușor de folosit. Dacă nu ajung foarte ușor la informația pe care o caută, utilizatorii vor părăsi site-ul și vor căuta în altă parte. Mai ales în ziua de azi este foarte ușor să găsim informații în foarte multe locuri. Procesul acesta implică mai multe domenii, implică research, implică creare de conținut, arhitectura informației, vom vedea ce înseamnă toate astea, design de interacțiune, uzabilitate, nu sunt sigură că există acest cuvânt, se referă la gradul de utilizare și design vizual, ca un ultim layer asupra acestor aspecte. Cine poate fi implicat în procesul acesta? Cam toată lumea, putem să zicem, adică stakeholder, în cazul nostru sunteți dumneavoastră, da? Membrii fondatori al organizației care vin și doresc un website.
marketers, adică persoanele care se ocupă de partea de marketing, de comunicare, persoanele care scriu textul, copywriters, designerii care, în general, toți acești trei UX, UI și visual designer se întrunesc într-o singură persoană cu multiple valențe, și programatori, care sunt cei care aplică tot ceea ce, ce s-a discutat în prealabil. Cum ne ajută procesul de UX? În primul rând ne ajută la creșterea conversiei. Da, o informație care este acolo unde trebuie pentru utilizator, ne ajută la ne ajută la el să ofere mai mult, ne ajută să doneze dacă primește informația de care are nevoie. Ajută la îmbunătățirea percepției asupra brandului. Crește rank-ul în Google Search. De exemplu, eu de cele mai multe ori nici măcar nu mai scriu adresa unei pagini în bara de adrese. Scriu direct în Google, dau Enter și dacă e altă pagină care mi-apare prima, poate să intru acolo. Deci e foarte important să fiu acolo unde userul este întotdeauna. Crește satisfacția și numărul de utilizatori care revin pe site, inclusiv crescând conversia, deci. Și reduce costurile de implementare. Cum? Pentru că dacă faci un lucru bine de la început, va trebui să iterezi mai puțin. Și vei avea mai puține variante de implementat și mai puține soluții de găsit. O experiență negativă, în mod evident, slăbește șansele ca utilizatorul să se întoarcă pe site. Există mai multe metode în care este prezentat acest proces, diferiți pași. La urmă, toate se rezumă la același lucru, doar că eu am ales unul după cartea lui Jesse James Garrett, Elementele User Experience-ului, care vede User Experience-ul ca împărțit pe 5 planuri. Primul plan este strategia, adică trebuie să ne gândim de ce construim site-ul sau produsul sau ce este, care sunt problemele noastre pe care încercăm să le rezolvăm și care sunt problemele utilizatorilor noștri. Și cine sunt, bineînțeles, utilizatorii. Scopul, trebuie să identificăm felul. Să ne gândim la felul în care vom rezolva aceste probleme. Odată ce știm toate aceste lucruri, trebuie să definim structura pentru a ajuta utilizatorul să găsească cât mai ușor informația și să se deplasa prin website. Mai departe, alcătuim scheletul, în momentul în care devine tot mai palpabil, mai vizibil totul, mai, aș zice, fizic, dar e digital. Iar apoi intervine suprafața, care este de fapt primul moment în care, singurul lucru cu care interacționează utilizatorul nostru. Toate aceste lucruri din spate nu le vede, el interacționează cu suprafața. Deci dacă orice a mers greșit în proces, se va reflecta în suprafața cu care el interacționează, adică în interfață. Și voi lua aceste elemente pe unul câte unul pentru a vă explica exact care sunt metodele de a crea aceste planuri. Strategia. După cum ziceam, e partea în care trebuie să cunoaștem utilizatorii și problemele. În primul rând, trebuie să identificăm golurile noastre, ale ONG-ului, ale companiei care încearcă să creeze website-ul sau produsul. Cum facem asta? Făcând interviul cu membrii fondatori, da? Cu oamenii care se vor ocupa de site, să vedem de ce vor un website, care este scopul, cum ajută organizația acest website. Trebuie să vedem cine sunt utilizatorii noștri, cum îi ajută pe ei organizația, în primul rând, și apoi website-ul nostru. Și trebuie să înțelegem exact ce dorim să obținem prin intermediul website-ului, iar nu în ultimul rând trebuie să facem analiza unor organizații similare, pentru că întotdeauna putem învăța de la ce fac alții bine sau greșit. Odată ce înțelegem ce vrem noi să facem, trebuie să înțelegem ce fac utilizatorii și ce vor ei să facă, ce vor să găsească pe website-ul nostru. Asta se poate face prin interviuri cu posibili utilizatori. Trebuie să vedem ce fel de informații caută ei, la ce se așteaptă să găsească pe website-ul nostru. De ce folosesc alte website-uri similare sau de ce ar dona organizației noastre și nu alteia? De ce s-ar implica într-o cauză? Și, în general, ce reprezintă pentru ei experiență bună sau proastă în mediul online? Ce reprezintă informație bună sau proastă? Odată ce știm, ne ajută să înțelegem utilizatorul acest fapt că la prima utilizare a unui website sau produs, el se întreabă următoarele. Negreșit. În momentul în care vezi o pagină, primul lucru te gândești ce e asta, despre ce e vorba. La asta mă așteptam. Ah, da, asta e informația pe care o căutam. Pot avea încredere în ea?
Vreau să merg mai departe, să caut mai mult. Dacă n-am încredere, nu o să mai caut mai departe, să văd ce alte informații. Dacă vreau să merg mai departe, cum pot să merg mai departe? Cum pot să aflu mai multe? Ce acțiuni pot să fac de aici? Și, în ultimul rând, cum pot contacta pe cineva? Asta poate fi și de bine și de rău. Având o viziune clară asupra problemelor utilizatorilor, problemele noastre, și cine sunt utilizatorii, putem să încercăm să definim felul în care vom rezolva problemele identificate. Asta se rezolvă prin crearea unor cerințe, adică vedem care sunt nevoile și nu soluțiile, în sensul în care atunci când fac o cerință, trebuie să mă gândesc că vreau ca utilizatorul să poată dona, nu să zic vreau să pun un buton de donează. Pentru că după aia soluțiile pot fi variate în momentul în care nu dau direct soluția. Cerințele sunt de mai multe feluri, ele pot fi obiective, adică ce încearcă utilizatorul să facă? Încearcă să informeze pe website-ul nostru sau vrea să implice în asociație. Pot fi funcționale, adică ce trebuie să facă pentru a obține ceea ce își dorește. Dacă vrea să se înscrie, trebuie să introducă datele personale sau trebuie să poată plăti cu cardul ca să doneze. Pot fi non-funcționale, adică ce fel de constrângere există. De exemplu, în cazul unei petiții, trebuie să existe un anumit număr de utilizatori pentru a valida, dar nu intru eu singur, semnez și gata, am rezolvat problema. Și mai sunt alte cerințe care țin de domeniul organizației în funcție de în domeniul în care activați, mai fi tot fel de taxe aplicate sau constrângeri legale. Acesta, practic, este un document pe care îl vom duce mai departe în tot procesul de realizare a website-ului. Îl vor folosi designerii și îl vor folosi și developerii pentru a înțelege ce anume dorim de la ei. Un mod ușor de a defini aceste cerințe este realizarea de scenarii de utilizare. Ce înseamnă asta? Înseamnă trebuie să ne gândim la toate felurile în care un utilizator folosește website-ul nostru. Și pentru asta trebuie să ne gândim cine sunt utilizatorii în fiecare moment, pentru că ei pot varia de la o pagină la alta sau de la un pas din proces la altul. De ce informații au ei nevoie? Ce acțiune ar trebui să facă ca să ajungă acolo unde doresc și dacă există mai multe metode de a realiza o acțiune. De exemplu, dacă un utilizator vrea să adopte pisică, caută pe Google și trebuie să ne gândim la pasul ăsta înainte de a ajunge la website-ul nostru. Cum ajunge în website? Da? Am căutat pe Google o pisică, am găsit website-ul ONG-ului, am găsit o filtrare, o listare de pisici care sunt date spre adopție, selectez pisica și fac acțiunea de a contacta utilizatorul. La rândul lui, utilizatorul contactează primul utilizatorul care a postat pisica, contactează primul utilizator pentru a comunicare și tot așa. Ok, o altă întrebare. Cum crezi că trebuie să fie conținutul website-ului nostru? Strategic, contextual sau focusat pe utilizator? Ok, vă mulțumesc pentru răspuns. Cred că v-am păcălit puțin aici, că ziceam că sunt posibile mai multe variante de răspuns. Bineînțeles că răspunsul este toate cele de mai sus, pentru că conținutul are un impact major asupra deciziilor de UX. Da? Este informația pe care o oferim utilizatorului nostru și de asta folosesc foarte des cuvântul utilizator, pentru că el este în centrul universului când e vorba de website. Deci conținutul trebuie să fie, în primul rând, strategic, adică trebuie să ne gândim ce tip de conținut se potrivește mai bine. Dacă folosim video, dacă ne explicăm o cauză, folosim video sau scriem 10 pagini despre ce am făcut, folosim text sau folosim imagini. Și trebuie să ne gândim cât este de relevant pentru utilizator, dacă informația pe care o oferim este relevantă și dacă timpul pe care îl petrece el, dacă are timpul de a petrece
pentru a absorbi toate aceste informații. Trebuie să fie contextual, pentru că trebuie să ne gândim tot timpul ce fac utilizatorii atunci când folosesc website-ul nostru, da? Ce simt, ce pot învăța din conținut, care este obiectivul lor. Când mă gândesc la ce fac, mă gândesc că de multe ori, asta se numesc trigere. Utilizatorul poate să meargă pe stradă și iar mă întorc la exemplu cu pisica, să vadă o pisică abandonată și atunci se gândește să folosească, să caute o platformă de adopție. Deci este foarte important unde este el atunci când caută website-ul dumneavoastră. Și trebuie să fie focusat pe utilizator pentru că trebuie să reflecte în primul rând nevoile sale, da? De asta este acolo. Și trebuie să reflecte termenii pe care acesta îi folosește. Dacă suntem o asociație care este tehnică, da? Trebuie să ne gândim care este targetul nostru. Sunt niște oameni foarte tehnici sau încercăm să introducem termeni pentru toată lumea. În momentul în care cineva nu înțelege termenii, se simte frustrat și abandonează planul. Am o problemă tehnică, se pare. Ok. Am reușit. Bun. Acum că știm care sunt utilizatorii noștri, știm cum vrem să le rezolvăm problema, care sunt problemele, trebuie să începem să structurăm informația. Din nou, sunt mai multe componente ale structurii. Structura în sine înseamnă definirea categoriilor de informații. Primul lucru la care ne gândim când zicem structură este arhitectura informațională, adică toate lucrurile care există și cu care se interacționează în website sau produs. Sună complicat, dar de fapt este pur și simplu o structurare, da? Adică este organizarea, categorisirea și prioritizarea informației. Asta permite utilizatorului să se miște mult mai eficient prin conținut, da? Adică ca o carte, atunci, dacă citim o carte care nu are niciun capitol, pur și simplu o deschidem și tot răsfoim și nu se mai termină, ne simțim puțin descurajați. În momentul în care terminăm un capitol, avem o senzație de reward, adică ne bucurăm și decidem personal dacă vrem să mergem mai departe sau nu. Arhitectura informațională este definită de elemente precum organizare, navigare, căutare și etichetare, da? Pentru ca totul să fie mai simplu. După cum ziceam, organizăm în capitole sau în pagini, organizăm în submeniuri, organizăm prin sisteme de căutare, de filtrare, le dăm nume acestor modele de organizare. Ca și exemplu, am pus aici doar două exemple, bineînțeles că există un număr foarte mare de tipuri de arhitectură. Un exemplu este diagrama de tip hub, în care ai o pagină centrală din care pleci în altă pagină, te întorci înapoi, intri în altă pagină. Sau există tipuri de ierarhie mai complexă în care descoperi practic informația pe măsură ce intri tot mai adânc în structură. Adică informația cea mai de sus este cea mai generală și pe măsură ce vrei să înveți mai mult, tot mergi în avansezi în structură. După cum ziceam, există mult mai multe tipuri, am dat doar un exemplu să înțelegeți. Designul de interacțiune face posibil ca utilizatorul să interacționeze cu această arhitectură, adică în momentul în care noi creăm o ierarhie, le putem ascunde, da, sub aceste, în această structură, adică prezintă informația în așa fel încât utilizatorii să poată interacționa cu ea. Ce face, definește structura, creează o relație semnificativă între utilizatori și ceea ce folosesc, dar știe utilizatorul că dacă vrea să meargă mai departe sau nu, în funcție de pasul în care este. Comunică interactivitatea și funcționalitatea, adică trebuie să știu că pot să merg mai departe de aici. Informează utilizatorul de schimbările care au loc.
De exemplu, mesaje de succes, da? În momentul în care ai trimis un mesaj, trebuie să primești un mesaj înapoi, să zică sistemul că gata, am trimis mesajul. Pentru că altfel nu vei ști dacă s-a întâmplat asta sau nu, sau că plata a fost realizată. Și bineînțeles, previne erorile, sigur, ați pățit să completați un formular foarte lung în care băgați tot felul de cifre și coduri și numere de card și apoi închideți tabul și nu s-a salvat nimic și trebuie să reintroduceți. Dacă sistemul te avertizează, atunci frustrarea ta este mult mai mică și poate vei reveni fără să știi de ce. Pentru un mic exercițiu care poate ajuta la structurarea informației, pe care chiar îl puteți face destul de rapid cu membrii ai echipei dumneavoastră, am zis că durează o oră dacă faceți cu mai mulți, dar puteți să faceți cu 3-5 oameni pe rând. Ce se întâmplă? Scrieți tipuri de conținut, pagini sau secțiuni pe câte un bilet, explicați interlocutorului ce reprezintă conținutul respectiv și contextul, adică vreți să creați un website cu aceste pagini sau cu aceste bucăți de conținut și rugați participanții să așeze biletele într-un mod care are sens pentru ei, adică să le grupeze, să le organizeze ierarhic și apoi să le pună etichete, cum am făcut noi în imagine, dacă vedeți, adică practic s-au grupat, așa s-a creat navigarea și ne-am dat seama unde am vrea să fie, ce elemente am vrea să fie în header, în partea de sus a paginii, ce elemente vrem să fie în footer, pentru că nu sunt la fel de importante. Și, practic, în momentul în care faci asta cu mai mulți utilizatori, mai mulți membri ai echipei, apare un pattern și e mult mai ușor, adică îți fac ei treaba pentru tine. Asta se întâmplă în general când te folosești de utilizatori. Ok. Acum avem și probleme, avem și utilizatori, avem și, ne-am gândit și la soluții, avem structură, putem să începem să punem elementele în ecran. Aici este momentul în care intervine designerul, dacă până acum dumneavoastră ați putut lucra pe partea de conținut, pe partea de structură, pe partea de probleme, de aici încolo sunteți mai mult un membru pasiv care oferă feedback, să zicem. Scheletul reprezintă componentele care construiesc ecranul, adică forma pe care o aplicăm funcțiunilor pe care le-am gândit. Da? Este felul în care este prezentat și manipulat conținutul. Da? Este important să introducem conținutul treptat, după cum mai ziceam. Să încurajăm navigarea și explorarea, să nu dăm totul dintr-una. Reducerea numărului de opțiuni, în general, crește... Nu. Da, numărul de opțiuni trebuie să fie cât mai mic pentru ca timpul de reacție să fie cât mai mic. Și utilizarea modelelor de interacțiune comune pe care utilizatorul le recunoaște ușor duce la o mai bună experiență. Adică, după cum ați văzut, știți ce este un formular de contact. Dacă reinventăm formularul, s-ar putea ca utilizatorul să nu mai știe cum să-l folosească. Trebuie să redescopere, pe când dacă folosim ceva ce vede toată ziua, este mult mai ușor de, se obișnuiește, cunoaște deja, adică recunoașterea este mult mai ușoară decât amintirea. Abia aici intervine designul de interfață, UI, și ați văzut de foarte multe ori și la mine în titlu, acolo scrie UX, UI, și multă lume nu înțelege diferența, tocmai asta este diferența, că procesul de UX include partea de user interface, adică toate deciziile care au fost luate până acum încep să se vadă în partea de user interface. Ce înseamnă, ce reprezintă? Reprezintă aranjarea elementelor în pagină pentru a permite utilizatorilor interacțiunea cu acestea, da? Adică avem arhitectură, știm cum ar trebui să interacționeze, dar încă nu le-am pus într-o pagină, nu le-am văzut vizual fiecare cum e în raport unul față de celălalt. Și ce facem în această fază? Adică aici, după cum ziceam, intervine designerul, care organizează conținutul în pagină, realizează layout-ul ecranului, demonstrează felul în care se poate interacționa cu elementele, atât pe desktop cât și pe mobil. Și decide, în faza asta se decide exact felul în care se va utiliza conținutul de tip video și audio. Un website greu de folosit sigur nu va fi folosit. Avem șanse foarte mari să pierdem utilizatorii, chiar dacă informația este relevantă. Deci toate aceste elemente trebuie să fie
practic pe același plan. Nu se poate ca informația să fie foarte valoroasă, dar să nu se poată găsi, pentru că nu mai contează atunci. Câteva atribute. Din nou vă zic că vă dau aceste informații, vi le dau pentru că le puteți folosi atunci când dați feedback, în momentul în care primiți o variantă de website. Bineînțeles, dacă nu o faceți dumneavoastră, dacă o faceți, puteți aplica direct. User interface trebuie să fie previzibil, da? Adică în momentul în care apăs un buton, fac o acțiune, trebuie să mă aștept să se întâmple ceva și să se întâmple, de fapt, ceea ce aștept eu să se întâmple. Trebuie să fie consistent, adică nu pot avea pe o pagină meniul sus, navigarea principală, iar pe altă pagină navigarea jos, da? Pentru că utilizatorul s-a obișnuit deja și va încerca să găsească în același loc sau va încerca elementele în general care au același rol trebuie să fie, să aibă aceeași formă, aceeași stilizare. Trebuie să introducă informația treptat, după cum ziceam, trebuie să fie intuitiv, să știu că un buton e un buton, nu să descoper din greșeală că aici puteam da click, da? De asta avem acțiunile de hover, adică atunci când se duce mouse-ul peste un buton, se întâmplă ceva, ca să înțeleg că, hei, aici pot să apăs. Și trebuie să prezinte contextul și ierarhia, adică în orice moment trebuie să înțeleg că sunt într-un anumit punct din site, să țin minte de unde am venit și unde pot să merg. Tocmai la întrebarea asta răspunde cumva designul navigației, care la urmă mai este parte din partea de user interface, dar se focusează pe a spune utilizatorilor unde sunt și unde pot merge. Da? Adică el trebuie să înțeleagă în fiecare moment unde este, cum a ajuns aici, ce poate face aici, unde poate merge mai departe, adică să anticipeze că dacă dă next o să citească alt articol sau ce se întâmplă. Cum găsești informația și da, cam atât. Și o ultimă componentă ar fi designul informației, care reprezintă prezentarea informației în așa fel încât este ușor de înțeles. Da? Mai mult decât, adică este la un alt nivel deja de față de arhitectura informațională. Practic tot intrăm în mai multe detalii, mai multe detalii organizăm la un nivel micro, dacă la început am mers la un nivel macro. De exemplu, se referă la organizarea relevantă, da? În cazul în care avem niște orașe, le ordonăm alfabetic sau le punem de la est la vest, sud, nord. Cum este mai relevant? Cum e mai ușor de găsit? Forma relevantă, da? Poate le punem într-o hartă. Prezentarea informației trebuie să fie făcută în mod piramidal. Asta este o lecție pe care am luat-o de la jurnalism, în care cea mai importantă informație este prima, pentru că veți vedea imediat că utilizatorul nu citește toată informația de pe site și atunci ce vrem să-i spunem, trebuie să-i spunem repede, pentru că s-ar putea să-l pierdem, să nu ajungă la nivelul acela de detaliu pe care îl dorim noi. Care ține din nou de introducerea treptată a informației pe care o subliniez. Și din nou de legea lui Hick, am pus un articol, veți putea citi despre asta, în care prea multe opțiuni întârzie decizia. Tot scheletul poate fi pus într-o formă vizibilă, să zicem, prin intermediul wireframe-ului. Asta este ceva ce face designerul din nou și reprezintă scheletul paginii sau al tuturor paginilor, de fapt. Este practic un prototip cu un nivel de detaliu scăzut. Este prima dată când avem ceva în care punem tot ce am învățat până acum prin tot acest proces. Adică ce face el arată prioritatea elementelor pe ecran. Ierarhia, practic, da? Demonstrează interactivitatea. De data asta pot să dau click pe un buton și mă duce în altă pagină. Wireframe-ul ar trebui să fie interactiv. Arată ideea designerului de amplasare a elementelor în pagină. Arată funcționalitate, comportament, feedback, toate lucrurile despre care am vorbit, acum devin vizuale. Nu foarte, în mod foarte detaliat, dar într-un mod în care să putem înțelege exact dacă tot ce am gândit până acum a fost bine și ce putem schimba. De regulă nu folosește fonturi, culori sau alte elemente vizuale, tocmai din cauza asta, pentru că wireframe-ul trebuie să se concentreze pe conținut. Și la fel și felul în care interacționezi cu el.
Și așa ajungem, odată ce avem acest nivel de acest nivel scăzut de detaliu, putem să începem, putem să-l testăm, putem primi feedback pe el și fără să investim mai mult timp în design. Practic, asta încă este ceva ce puteți face chiar pe hârtie dumneavoastră, puteți încerca niște variante și le puteți prezenta prietenilor și tot este, este mult mai mult decât nimic. Pentru că atunci când mergem mai departe și aplicăm layerul de suprafață, creăm deja limbajul vizual și schimbarea sa va dura mai mult decât schimbările pe care le poți face în partea de wireframe. Ca design vizual n-am intrat foarte mult în detaliu, bineînțeles că este o întreagă altă temă. Aici discutăm despre layout, formatare, proporții, organizare, adică în detaliu, da? Adică exact distanțele dintre paragrafe, despre fonturi, despre imagini, simboluri, iconițe, toate lucrurile grafice și vizuale pe care le vedem și care ne ajută să susținem informația. Da? Dar designul nu este ceva de sine stătătorul, doar este un alt layer care ajută la susținerea informației. Succesiunea informației trebuie să fie făcută în așa fel încât site-ul nostru să creeze o poveste, da? Nu trebuie să fie disruptiv, adică să sar dintr-o parte în alta. Trebuie să plimb utilizatorul încât să, după cum ziceam, să-l duc la un nivel tot mai mare de detaliu și să înțeleagă tot mai mult pe măsură ce avansează. Și nu trebuie să uităm de identitatea vizuală, bineînțeles, pentru că mediul online trebuie să coincide cu cel offline și suntem aceeași asociație peste tot. Câteva principii de design vizual ar fi, în primul rând, aliniamentul, care ghidează privirea și creează structură. Un text aliniat la stânga va fi tot timpul și este testat cel mai ușor de citit, tocmai din cauza asta că avem o linie dreaptă pe care o putem urmări față de un text aliniat la mijloc, unde nu știm unde se termină rândul. Proximitatea. Elementele sunt grupate prin distanță. Da? Elementele, după cum vedeți, de exemplu, aici, în paragraf, da? Vedeți faptul că în paragraf, pentru că rândurile sunt mai apropiate față de spațiul alb de sus și spațiul alb de jos. Adică spațiul alb din jurul grupurilor ajută la gruparea lor vizuală și asta e ceva ce știu că, în general, clienții, cum ipostaza în care veți fi dumneavoastră, încearcă să elimine cât mai mult din spațiul alb și chiar recomand să fie folosit mai mult decât alte separatoare vizuale și lucruri de genul, pentru că ajută foarte mult la înțelegerea conținutului și la vizibilitate. Repetiția ajută, după cum ziceam, e o parte a consistenței, da? Adică elementele de același tip trebuie să-și păstreze culoarea, comportamentul, forma. Un buton care face un anumit lucru pe pagina asta și e roșu, trebuie să fie roșu și pe cealaltă pagină, pentru că face același lucru și m-am obișnuit deja că el face asta, am reținut. Și bineînțeles contrastul, în special când e vorba de text, trebuie să avem grijă ca să asigurăm vizibilitatea sa. Pentru a înțelege mai bine, am pus câteva date despre cum citesc utilizatorii informația. Da? 79% dintre ei scanează informația și asta pentru că citesc cu 25% mai încet decât pe hârtie. Și doar 28% din cuvinte sunt citite. Ei pur și simplu merg pe diagonală și caută cele mai importante informații. Da? Caută elemente precum acțiuni, titluri, link-uri, cuvinte îngroșate, liste, pentru că în mediul online nu e ca, chiar și până și în ziare se întâmplă asta. Nu stai să citești ca pe o carte, să te relaxezi. Tu cauți o informație și vrei să o găsești, atunci trebuie să o găsești cât mai repede. E ceva destul de clar că așa se întâmplă. Cum am precizat aici, am învățat în timp, tocmai din cauza asta că vrem să fim eficienți, am învățat în timp că ignorăm marginile din cauza că ne-am angajat atât de mult reclamele de stânga-dreapta, încât s-au făcut studii în care se urmăresc ochii pe ecran și pur și simplu nu se mai uită nimeni acolo din cauza că sigur, toată lumea e sigură că e un reflex dezvoltat. Sunt sigur că acolo sunt reclame. Deci ar fi ideal să nu plasăm elemente foarte importante în zonele ignorate de creier. Ok. O altă întrebare, ultima.
Câți români folosesc dispozitive mobile pentru a accesa website-uri? Câți credeți? Ok, văd că ați răspuns un număr destul de mare, 60-80, și cei mai mulți, da, ați avut dreptate în partea de 40-60. Da, 53% din populația României utilizau smartphone până la sfârșitul anului 2016. V-am întrebat asta pentru că încă nu există, nu s-a transformat într-un standard ca website-urile noastre și mai ales atunci când lumea nu uită foarte mult interes, o să fie și accesibile pe mobil. Dar după cum vedeți, din toți cei care folosesc internetul pe mobil, cam 30% din căutările de pe mobile sunt legate de motive practice, adică după cum ziceam că utilizatorii pe stradă sau în autobuz, dar până și în momentul în care sunt acasă, foarte mulți încă folosesc telefonul din cauza că e mult mai accesibil, adică mult mai mulți oameni au telefoane smart, da, până și în zone rurale, decât laptopuri. Deci în 2017 se așteaptă ca acest procentaj să creacă peste, procentajul de site-uri accesate pe mobil să întreacă cel de site-uri accesate pe desktop. Ok. Ce înseamnă că designul este adaptabil? Nu înseamnă că, da, poate vă gândiți că, ok, da, intru pe adresă și site-ul e acolo. Da, este acolo, numai de ce se întâmplă de cele mai multe ori, se întâmplă asta. Asta este site-ul de la TechSoup și arăt cum ar fi putut fi dacă era prost, dar nu este. Adică în momentul în care intri pe mobil și trebuie să dai scroll stânga-dreapta, să dai zoom, să găsești butoanele, asta nu este un design adaptabil, doar pentru că există pe mobil nu înseamnă că este un site mobil. Deci este o metodă greșită. În mod normal, un design adaptabil înseamnă momentul în care elementele se reconfigurează, se rearanjează în funcție de dimensiunea ecranului. Și după cum ziceam, este foarte important pentru că este mult mai ușor de citit. Poate fi simplificat, nu trebuie să fie foarte complex, dar important e ca toată informația pe care o găsim sau aproape toată informația pe care o găsim pe desktop, să o găsim și pe mobil și să fie cât mai ușor de folosit, adică trebuie să dau doar scroll și să citesc, fără să trebuiască să caut informația fizic prin website. De asta încurajez foarte mult, deja, cum ziceam, nu mai este un lucru drăguț să ai website responsive, este pur și simplu un standard. Da? Trebuie să fiți acolo unde sunt utilizatorii dumneavoastră și majoritatea vor fi pe mobil în curând. Și chiar dacă am lăsat asta la sfârșit, partea de grad de utilizare și de testare este, aș spune, cea mai importantă parte pe care ne afectează cel mai mult website-ul, pentru că oricât de bun am fi și ca UX designer și pe partea de research, oricât de bine am cunoaște utilizatorul, nu știm ce face până în momentul în care îl observăm și vedem exact ce face. Și partea de testare se poate desfășura începând de la wireframe, după cum ziceam. Putem în fazele destul de incipiente să începem să testăm. Putem testa contentul, da? Să vedem, să dăm oamenilor să citească, să zică să ne zică ce părere au despre conținutul nostru, dacă ne interesează sau nu. Dar e foarte important să interacționăm foarte mult cu utilizatorii. Și asta e ceva pe care dumneavoastră puteți face continuu și nu e nevoie ca doar designerul să facă asta. Cum putem face testare? Prin mai multe moduri, evident. Adică, dar cel mai eficient este interviul de testare, în care evaluăm website-ul sau designul prin observarea utilizatorilor, în timp ce aceștia încearcă să îndeplinească unul sau mai multe task-uri. Cum facem asta? Identificăm utilizatorul reprezentativ, îi rugăm să facă un anumit task, adică îi punem să găsească o anumită informație sau să ne contacteze sau ce dorim să testăm, ce flow.
După care îl lăsăm să finalizeze task-ul fără a fi ghidat și îl putem ruga să gândească cu voce tare, pentru că veți fi uimiți ce diferit gândesc față de felul în care ne așteptăm noi să gândească. Înregistrarea testului, în general, permite evaluarea acesteia, dar dacă nu puteți, puteți lua notițe în timp, dar nu veți mai fi la fel de atenți la ceea ce face utilizatorul. A-B testing, pur și simplu avem două versiuni a unui website pentru a vedea care dintre ele are mai mult succes. Da? Asta se poate întâmpla la fel doar pe design sau se poate întâmpla odată ce am lansat website-ul. Există tot felul de tool-uri care permit asta, să lansezi două variante deodată și vezi pe care buton a dat mai mult click. Se poate testa orice, un element mic sau tot site-ul. Așa, și există tot felul de instrumente online de testare în care au o bază foarte mare de utilizatori și îți oferă, de exemplu, eu folosesc acest Usability Hub, unde îți oferă mai multe tipuri de teste și ajută foarte mult la faze incipiente în design, cel puțin. Mai fi acest test de 5 secunde în care arată un utilizator 5 secunde pagina mea și apoi o șterge și întreabă ce țin în minte. Asta ne ajută să ne dăm seama dacă am structurat bine conținutul, dacă ceea ce ne dorim noi iese mai bine în evidență și lucruri de genul ăsta. Și sunt mai multe tipuri. Am pus 3 aici, dar sunt multe tipuri de teste care ne pot ajuta. Se întâmplă de foarte multe ori ca cineva să, ok, am lucrat 2 luni, am trecut prin toate fazele astea, am lansat website-ul și gata, îl punem pe canapea și ne-am liniștit, s-a terminat totul. Dar nu, de fapt, atunci când lansezi website-ul, atunci e cel mai ușor să colectezi date și să vezi unde e greșit sau ce merge bine sau ce nu merge bine. Și pentru asta există toate aceste instrumente de analiză online, prin care practic vedem comportamentul utilizatorului. Da? Adică sunt tot felul de rezultate date de acestea, cum ar fi unde dau click, care sunt cele mai accesate pagini, așa vedeți care e informația cea mai relevantă de pe site-ul dumneavoastră, informații demografice, de pe ce dispozitive, tocmai vedeți cât de important este mobilul sau alte dispozitive pentru utilizatorii dumneavoastră și scroll map-uri, am un exemplu. Un scroll map, de exemplu, îți arată faptul că un utilizator trece foarte repede peste o anumită informație, dar uite partea de jos de la footer, nu se oprește nimeni să citească. Și asta te ajută să schimbi ierarhia, poate era importantă totuși partea, o aducem mai sus, ce facem cu ea? E foarte important să folosiți aceste instrumente, pentru că, după cum ziceam, proiectul nu se termină niciodată în momentul lansării. Proiectul nu se termină niciodată, punct, de fapt, da, pentru că utilizatorii noștri evoluează, noi evoluăm, noi schimbăm informația, ei caută alte informații și în continuu trebuie să vedem ce caută și în continuu să vedem cum se comportă pe website-ul nostru. Ca și concluzii, prin înțelegerea problemei și a utilizatorului putem crea website-ul care să-i ofere informația necesară, da, să-l ajutăm. Satisfacția lui duce la creșterea conversiei. Un website greu de utilizat scade șansele revenirii utilizatorului la noi. Testarea și analizarea utilizării sunt cele mai importante instrumente în crearea unui website de succes. Utilizatorii ne spun cel mai bine ce își doresc. Da? Și, nu în ultimul rând, website-ul trebuie să fie accesibil pe orice dispozitiv. După cum ați văzut, în curând nu vom mai avea calculatoare și vom sta toți pe telefoane, pe internet. Am pus aici câteva resurse, cartea despre care vorbeam, din care am extras anumite elemente și majoritatea sunt în engleză, pentru că tocmai am descoperit că sunt foarte puține resurse în română, ceea ce mi se pare și mai grozav că TechSoup fac aceste webinare și pun aceste resurse, pentru că sunt greu de găsit. Puteți scrie dacă mai doriți altele și, cum zicea Ana, am o temă pentru dumneavoastră. Folosind exemplul din figura 1, aceasta pe care am desenat-o aici, realizați o diagramă arhitecturii informaționale pentru website-ul dumneavoastră. Din nou, sună mai complex decât pare. Pur și simplu ce trebuie să facem este să ne gândim care ar fi conținutul major, care ar fi ca în exercițiul. Chiar puteți folosi exercițiul de card sorting pe care l-am pus.
și să grupați conținutul în pagini, sub pagini, secțiuni, să găsiți o ierarhie și să stabiliți o legătură între elemente. Practic, asta este un lucru care va fi, dacă îl faceți bine de acum, bine, puteți reitera, puteți adapta în timp, dar îi va folosi foarte mult și pe partea de programare și pe partea de design. Dacă dumneavoastră ați pus la punct treaba asta, va fi extraordinar. Eu aș fi foarte fericită ca designer să primesc de cele mai multe ori. Aveți aici câteva instrumente pentru diagrame. Puteți folosi, acesta este un tool online, Draw.io. Este ușor de folosit, adică faceți pătrățele și se leagă ușor între ele sau, bineînțeles, orice alt instrument pe care îl cunoașteți mai bine, PowerPoint, Keynote, Excel, Paint sau, la urma urmei, hârtie și creion, e la fel de bine, adică e important să transmită informația și să rămână undeva. Cam atât, cred că am vorbit cam mult și v-am nebunit, sper că ați rămas cu ceva, oricum am încercat să, nu trebuie să rămâneți cu tot, acum am încercat să includ informații încât să vă ajute și slide-ul mai târziu, prezentarea pe care o veți primi în curând. Mulțumim, da, scuze, dacă mai... Da, no, e ok. Mulțumim, Ioana, acum o să luăm câteva întrebări, o să le citesc eu. Prima întrebare, ce reprezintă o rată de conversie bună pentru un website tânăr, 6 luni? Sau, în general, ce înseamnă o conversie bună, dacă ne poți spune? E o întrebare destul de grea, adică ține mai mult de domeniul celor care se ocupă de marketing online. Adică eu nu sunt foarte specializată pe treaba asta, în general primesc, eu ca designer, primesc detalii de genul, ok, nu merge, trebuie să facem altceva. Dar cred că, nu, cred că nu are rost să-mi dau cu, să presupun. Ține de marketing, ține de partea de marketing. Îmi pare rău, pot să mă interesez și o să răspund în el. Încă o întrebare, dacă există modalități, cum este și pentru software-ul și pentru îmbunătățirea SEO, de testare a user experience-ului, a unei pagini, dacă există astfel de aplicații, ce e mai bine pentru, prin planificare și prin implicare persoane reale, adică cum poți să planifici, să implici persoane în acest proces? Nu sunt sigură că am înțeles, poți să mă repezi, te rog. Da, dacă există modalități de testare a user experience-ului unei pagini, cum poți să implici persoane reale să-ți dea feedback? Da, păi, după cum ziceam, în primul rând, face-to-face, da? Adică asta e cea mai bună modalitate de testare. Pur și simplu îi pui să facă ceva și stai și te uiți la el fără să zici nimic. Asta e cel mai bun feedback pe care îl poți primi. Pentru că în momentul în care încerci să influențezi o decizie pe care o ia utilizatorul, nu mai e un feedback real. Trebuie pur și simplu să vezi cum stă și se chinuie eventual să îți găsească, să găsească ce ai încercat tu să faci acolo. Și sincer, cu 5 utilizatori, dacă faci genul ăsta de testare, poate fi mai relevant decât dacă faci cu 100 în online pe care nu-i urmărești, pentru că ceea ce spun ei că fac când îți povestesc că nu merge nu știu ce, diferă de multe ori de ceea ce fac de fapt și tu nu dai seama de ce nu au găsit asta și ce n-au înțeles exact din website-ul tău. Mulțumim. Care este numărul maxim optim de elemente din meniul principal? Întreabă un participant. E destul de greu, dar aș zice că undeva la 6. Adică în momentul în care avem foarte multe elemente, din nou, e partea de, cum ziceam, e Hick's Law, în care cu cât mai multe elemente arătăm dintr-una pe ecran, cu atât mai grea este decizia și utilizatorul o să încearcă să treacă prin toate și o să fie mai complicat. Deci aș zice undeva până în 6. Dar, din nou, diferă foarte mult în funcție de structura pe care o avem pe site și de exemplu, nu sunt de acord cu, nu sunt neapărat tot timpul de acord cu meniurile acelea ascunse. Dacă ne avem într-un colț, apăsăm și apoi apare meniul. Deci trebuie tot timpul un balans între cât de multe arătăm, dar nu nici de nu e bine.
Deci, da, asta zice că depinde foarte mult de structură, dar undeva pe la sub 6 ar fi indicat. Mulțumim. Încă o întrebare. Care este adâncimea maximă pe care ar trebui să o aibă meniurile din site? Chiar am văzut un studiu legat de lucrul ăsta și era discuția despre dacă să ai puține elemente și să mergi în adâncime în cât mai mult, de exemplu în 3-4 pași, da? Sau să ai mai multe elemente în ecran, din start, în navigare și să mergi în mai puține direcții. Și bineînțeles că răspunsul a fost undeva la mijloc, deci practic erau cam 2 pași și un număr moderat de elemente care erau arătate din start. Deci aș zice că 2 ar fi recomandat. Peste 2 e destul de complicat pentru că simți că te pierzi. Mulțumim, Ioana. Orice întrebări mai sunt sau au rămas nerăspunse, vă rugăm să ne le trimiteți pe mail și Ioana o să ne ajute să le răspundem. Mulțumim încă o dată, Ioana, pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi, iar vouă vă mulțumim pentru prezență și atenție. Vom reveni zilele următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea Ioanei și tema, provocarea webinarului. Mă grăbesc acum să închidem webinarul pentru a porni formularul de feedback pe care vă rugăm și vă mulțumim că o să-l completați la sfârșit. Mulțumim, Ioana! Mulțumesc și eu! Să vedem!